Fata șefului poliției din Bacău, dispărută de acasă duminică, a fost găsită. Polițiștii au descoperit-o pe Ana Maria Tuluc în gara din Suceava. Fata șefului poliției din Bacău a dispărut de acasă duminică seara. A ieșit la plimbare și nu s-a mai întors. Iar de atunci până azi noapte nimeni nu a știut nimic de ea. Puțin după miezul nopții, polițiștii aveau să o descopere în gara din Suceava. Agenții au dus-o la secție și apoi au anunțat familia care a venit și a luat-o acasă. Potrivit polițiștilor, Ana Maria Tuluc nu a fost victima niciunei agresiuni în timpul în care a fost plecată de acasă. O minoră de 15 ani din Bacău, care a plecat de acasă la data de 10 aprilie anului curent, a fost găsită de polițiști. La data de 12 aprilie anului curent, în jurul orei 24:10, polițiștii din cadrul postului de poliție transporturi feroviare Suceava au depistat-o pe minoră în gara din localitate. În perioada plecării de la domiciliu, minora nu a fost victima vreunei infracțiuni. Cea în cauză a fost condusă la sediul poliției și ulterior încredințată familiei. De numele lui Adrian Tuluc, tatăl fetei, se leagă cazul crimei din Onești. Acesta a fost găsit vinovat în opinia ministrului pentru că a minimalizat evenimentul și nu a acționat corespunzător. Anul trecut, șeful poliției din Bacău s-a ales în acest caz cu un dosar penal pentru neglijență în serviciu.